Seara de dimineață ne ajută să scapi de greață. Și crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni. Suntem în direct, așa că să nu vă faceți probleme, să mai aud și indicații de regie. Asta e. Nu suntem într-o emisiune scorțoasă, încercăm să fim așa cât mai normali. Cum vă anunțam deja, partea a doua emisiunii este dedicată, ca să-i spun așa, unui candidat tânăr pentru Consiliul Local Piatra Neamț. Greșesc? Sau Consiliul Județean? Consiliul Local. Consiliul Local Piatra Neamț. Domnul Ionuț Moroșanu, un om pe care îl cunoaște de pe funcția pe care o are de director la societatea Parking Exa, dar nu numai de acolo, pentru că el a activat așa în mediul social și înainte. Domnul Moroșanu, bună ziua, sunteți candidat din partea Partidului Mișcarea Populară. Mă bucur că sunteți în emisiune. Bună dimineața, mă bucur că m-ați invitat, e prima oară când vin la dumneavoastră. Sunt candidat la Consiliul Local al municipiului Piatra Neamț pentru alegerile din septembrie, pentru a doua oară. Am mai încercat și în 2016, dar nu am reușit. Sper ca de data asta să fie cu noroc. Și, într-adevăr, sper să nu fiu cunoscut doar prin faptul că sunt director al societății Parking și prin... Eu vă știam dinainte, deci nu de atunci, dar asta este o altă poveste. Da, vă rog. Spuneți-mi un pic. Acum, din postura pe care o aveți, e clar că timp de 4 ani de zile ați văzut cam cu ce probleme se confruntă orașul. Ați avut o legătură continuă aproape cu cei care au reprezentant în Consiliul Local. Ați avut un viceprimar care acum candidează la funcția de primar, domnul Bogdan Gavrilescu. Sunteți o echipă care a pornit, să spunem așa, să conserve rezultatul de acum 4 ani și dacă se poate să obțină unul mai bun. Vorbiți-ne despre echipă și despre ceea ce vă propuneți. Da, am ținut legătura mereu cu viceprimarul Bogdan Gavrilescu, care într-un fel este și șeful meu, primăria și Consiliul Local fiind acționare majoritare a societății Parking, dar și cu domnul Dragoș Chiti. E adevărat, plecăm de la premiza că ar trebui să obținem ceea ce am obținut în 2016, doar că datele de anul acesta sunt un pic altfel. Bogdan Gavrilescu a devenit, prin funcția pe care a avut-o timp de 4 ani, a devenit o persoană foarte cunoscută în oraș. E adevărat că munca și ceea ce a făcut el în primărie l-au adus în postura de a fi candidatul nostru pentru funcția de primar la alegerile din 27 septembrie. Și dacă stăm să ne uităm la ce candidaturi s-au anunțat și din partea majorității partidelor, are șansa dumnealui, iar noi îl vom susține cu tot ceea ce putem noi pentru a ajunge primarul municipiului. Da, haideți să vorbim un pic așa. Dumneavoastră, ca cetățean, ce vă doriți pentru Piatra Neamț? Pentru că dacă dumneavoastră vă doriți lucruri importante și veți ajunge în Consiliul Local, este logic să presupun că veți lupta pentru acele lucruri. Și colegii dumneavoastră, bănuiesc că discutați. Discutăm tot timpul. Lista ar fi lungă și n-aș vrea să folosesc același limbaj de lemn pe care l-am auzit în ultima vreme. Să vorbiți cât mai pe înțelesul oamenilor. Deci, din punctul meu de vedere, dacă vrem să avem un oraș civilizat, un oraș la nivelul anului 2020, ar trebui, asta înțeleg eu prin dezvoltare, ar trebui ca facilitățile pe care le are capitala României, și aici mă refer, nu neapărat capitala României, capitala țării, la infrastructură, la sistemul medical, la sistemul de învățământ, să se regăsească și în cel mai mic cătun din România. Adică nu ar trebui să mor cu zile doar pentru că ești la Piatra Neamț și condițiile din spitalul județean al orașului nu sunt cele mai bune. Nu ar trebui ca elevii care termină și iau bacul să plece în toate colțurile țării și să nu se mai întoarcă nici măcar în vacanță, pentru că n-au ce face într-un oraș mort.
Și nu ar trebui ca în momentul în care vrei să ajungi în orice punct din țară să faci ore sau zile pe șosele nesigure. Cam așa înțeleg, cam de aici ar trebui să pornim. Tot ceea ce toate facilitățile pe care le are un oraș mare ar trebui să regăsească și într-un oraș mai mic. Pentru că toți suntem plătitori de taxe și impozite, toți trăim în această țară și toți ar trebui să avem același drepturi și aceleași obligații. Coborând la nivelul orașului, cred că dacă am face un sondaj de opinie, am pune întrebări în oraș și am cere cetățenilor să spună care sunt problemele, prima dată s-ar vorbi de salubritate, de parcări, lipsa acestora, de spitalul județean în care, așa cum am spus, condițiile nu sunt cele mai bune, de sistemul de învățământ în care clasele sunt foarte aglomerate cu foarte mulți copii, de lipsa unei șosele cu patru benzi care să ne lege de un centru mai mare, că o fi el Iași, că o fi Târgu Mureș sau chiar și de Bacău și așa mai departe. Dar astea cred că ar fi prioritare. Și bineînțeles de lipsa locurilor de muncă. Am auzit pe toată lumea care spunea primăria trebuie să creeze locuri de muncă. Primăria nu poate crea locuri de muncă. Primăria, în schimb, prin politicile pe care le va duce sau ar trebui să le ducă, poate crea facilități pentru ca anumiți sau toți imprenditorii care doresc să desfășoare activități pe raza orașului sau pe raza județului să aibă acces la ele, să le poată folosi. Pentru că nu vine nimeni să aducă bani, să doneze bani orașului Piatra Neamță. Toți cei care vin să facă bani. Iar o afacere implică în primul rând profit pentru cel care investește, dar și locuri de muncă bine plătite, bine remunerate pentru cei care muncesc în aceste societăți. Bun, haideți să vedem cum putem ajunge aici. În viziunea PMP. Aveți un slogan frumos. Cum, deci, Piatra Neamț, un oraș de 10+. De ce 10+? Că asta n-am înțeles. De ce plus 10? Se referă la ce? Se referă la faptul că nota 10 ar fi... Știți absolut la ce m-am gândit eu? Acum așa, sunt un pic răutăcios. Acum 4 ani ați obținut 10% la Piatra Neamț, nu? Și că acum vă propune să luați peste 10. Se leagă, are legătură. Are legătură? Are legătură. Are legătură. Înseamnă are legătură. Că m-am gândit bine. E și un prag al nostru pe care trebuie să-l trecem. Referitor strict la Partidul Mișcarea Populară. Am înțeles. Dar de 10 plus ar trebui să fie fiecare oraș din țară, fiecare comună din țară, nu doar Piatra Neamț. Vorbim de Piatra Neamț pentru că aici locuim, aici trăim și ne desfășurăm activitatea de zi cu zi. Da. Haideți cum ar trebui... Vă rog. În primul rând ar trebui un pic de voință politică și înțelegere din partea viitorului Consiliului Local. Implicare și dialog, zic eu. Și dialog și implicare, dar mai ales trebuie să vrei, trebuie să înțelegi. Asta cred eu că e prioritar. Să înțelegi cu ce se mănâncă administrația, ce poți face tu din postura de consilier local și ce nu poți face. Pentru că sunt mulți care spun voi face una, voi face alta, dar nici măcar n-au atribuții pe așa ceva. Am auzit tot felul de discuții să facem ca cei care au chioșcuri sau mici afaceri stradale să nu mai plătească taxe pentru angajați. Deci, nu știu, mi se pare lucruri care n-au nicio legătură cu funcția de consilier local. Da. Consiliul local și primarul, în primul rând, sunt administratorii banului public. De aici ar trebui să plece. Adevărat, primăria are o datorie foarte veche. S-a mai diminuat, dar rămâne acea datorie. Veche și mare. Veche și mare. Și reprezintă un procentaj enorm în bugetul municipiului. Adică cu 3 milioane de lei pe lună ai putea face foarte multe lucruri în oraș. Decât să plătești investițiile inteligente pe care unii le-au făcut acum 10-15 ani. Inteligente între ghilimele, bineînțeles. Păi, eu le și numesc, dacă ne gândim așa. Numai cât ne-a adus... împrumutul pe telegondolă. Nu mai vorbim despre acea chestie absolut sinistră care a generat pagube aproape de nemăsurat cu acea hotărâre luată de Direcția Taxe și Impozite care a luat niște bani de la E.ON, cum se numea atunci, pentru care s-au plătit zeci de miliarde doar penalități. Și care, cum să spun, a grevat până de curând bugetul la fel de mult ca celelalte datorii. Și mai vorbim despre afacerea Cozla.
afacerea centrală la Piatra Neamț. Nu mai vorbim despre afacerea fotbalului, că la toți ne place fotbalul. Adică avem o groază de lucruri care grevează pe buget și pe care acum cei care vor veni trebuie să încerce să le depășească. Nu doar trebuie, sunt obligați să le depășească. Pentru că, am mai spus, ei, cred că ajunge cu moștenirea grea pe care am primit-o, cu datoriile și așa mai departe. Primarul și Consiliul Local trebuie să gândească altfel, să treacă la nivelul următor, la nivelul de inovație pentru oraș, la nivelul de dezvoltare atât pe orizontal cât și pe vertical a orașului. Bun, haideți să discutăm o serie de subiecte care eu le-am văzut abordate de toți cei care sunt în PMP. De exemplu, s-a vorbit la un moment dat despre piețe ambulante, dar și despre piețele care există în Mărăței, Dărmănești și Precista. Care este abordarea? După cum știți, în toate orașele din vest se organizează piețe ambulante în care prioritatea au producătorii locali din acele zone. Ce înseamnă piața ambulantă? Identifici o stradă pe care ar trebui să o... sau o bucată de stradă care ar trebui închisă cu o seară sau cu o zi înainte. Duci acolo o parte din facilități, dacă e nevoie, un generator electric, o cisternă cu apă sau ceva care să asigure igiena și producătorii locali care vor să-și vândă marfa, să-și promoveze produsele, au acces în acea piață contra unui cost minim, spunem noi. Unii ori să spună că rămâne urbanul fără activitate. Nu rămâne urbanul fără activitate dacă îi se ia piața Mărăței, care oricum stă degeaba de 2 ani de zile, nu are nicio activitate. Ar putea urban să ardă. Aici te contrazic. Dimineața la ora 6:30-7, dacă te duci la piața Mărăței, o să observi în fața pieței stoluri de porumbei, niște și pe două terase care țin de piață, cumva de două spații de la piață, niște personaje care probabil au grijă de porumbei. De la ora 6:30-7 se servește băutură alcoolică și sunt niște personaje acolo care probabil testează pe perioada coronavirusului dacă băutura alcoolică are efecte sau nu cicatrizante și de protejare a celor în cauză. Asta este acum piața Mărăței. Un focar social. Și o spun cu toată responsabilitatea. Aveți dreptate, nu doar piața Mărăței, și piața Dărmănești se îndreaptă spre acest final. Nu mai e mult. Sunt două, trei tarabe care au mai rămas deschise în piață. Și urmează și piața Bistrița. Nu îi mai lipsește mult nici pieții Bistrița. Au fost încurajate să ajungă în această situație? Au fost încurajate, au fost decizii prost luate și au fost băgate sub preș, ascunse, investiții care de fapt n-au fost. S-au vândut părți din piețe, așa, pe ochi frumoși și prin niște hotărâri care, să spun, lumea nici n-a înțeles. Nimeni nu știa, nici consilierii nu știau despre ce este vorba când s-a întâmplat lucrul acesta. Era acolo o cultă care hotărau. Nu știu, la piața Mărăței și la piața Dărmănești dacă s-au vândut porțiuni din piață, dar la piața Bistrița vă spun sigur că sunt și la piața Dărmănești s-au vândut. Iar la piața Mărăței se așteaptă. Se așteaptă. Nu. Aceste piețe au o valoare financiară foarte mare. Pentru că ele figurează cu investiții, figurează cu cheltuieli care s-au făcut pentru a face din aceste piețe un obiectiv atractiv pentru comercianți. Dacă stăm și ne uităm la ele, vedem că sunt niște... E o paragină totală acolo. Focare, sunt degradate. Focare de infecție și nu doar de infecție, ci de infecție socială. Și atunci de ce ar trebui să ținem aceste lucruri în continuare așa? Nu ar fi mai bine ca primarul și consilierii locali să ia taurul de coarne și dacă e nevoie să schimbe obiectul de activitate acelui obiectiv a pieței? Se pot face multe lucruri care lipsesc. De exemplu, în piața Mărăței, care e imediat în apropierea școlii Daniela Cuciuc și a creșii, apropo de creșă, stă să se dărâme creșa de acolo, creșa din Mărăței. Și s-ar putea crea, nu știu, o parcare supraetajată. Acum nu vreau să fiu subiectiv, că da. S-ar putea redefini traficul acolo, pentru că e o situație haotică acolo, pe acea străduță. Sau orice altceva ar gândi viitorii consilieri și viitorul primar. Dar în niciun caz nu trebuie să mai rămână în situația care e acum. Acolo este un pericol, inclusiv pericol de accidente, inclusiv pericol să te duci seara pe stradă în zona respectivă, că nu știi ce se întâmplă așa acolo este, în zona aceea. Sunt una, două, trei, patru crâșme, una lângă alta, toate la stradă.
Sunt. Au avut atât de mult tupeu cei care au acele crâșne, cum ne spuneți dumneavoastră, crâșne încât se vindea băutură și pe timpul stării de urgență. Dar nu a fost nicio problemă niciodată. Asta era un tratament, v-am spus eu, un tratament. Da. Bun. Deci, de asta am dorit noi să trecem la aceste piețe ambulante. În prima fază am identificat, nu eu, colegii mei și, și viceprimarul Bogdan Gavrilescu, strada 22 decembrie, unde s-ar putea face o astfel de piață ambulantă pentru început, după care cred că în mod sigur vom găsi loc și în Dărmănești, și în Precista, și în Mărăței, poate chiar și la 1 mai, pentru a organiza aceste piețe ambulante. Am înțeles. Pare așa, ambulant, un termen învechit, dar nu e... Domnul Ionuț, haideți să vă spun eu. Mergeți acum, că tot ați amintit, și prin Mărăței, prin Dărmănești, și să vedeți la intersecții niște băieți care vând acolo. Înainte vindeau doar pepeni. Ceea ce hai să spui, domnule, hai că pepenii acum e sezonier și vine și vinde pepeni. Acum vând și fructe, ba unii vând și legume. Întrebarea mea este cum vând acolo? Unii dorm acolo peste noapte. Dorm acolo peste noapte între blocuri. Mă rog. Cum? Într-adevăr, nu ar fi mai bine să găsim o soluție oficială și care să genereze și niște fonduri la bugetul local, nu fonduri la cei care au atribuții de control în zonă, la corpul de control al primăriei sau în alte... Dacă stai și pui o cameră acolo, vezi cum seara trece cineva și ia 3-4 pepeni, 5 kg de nu știu ce și merge mai departe. Uită să plătească. Eu sper că nu e așa. Sper din tot sufletul că nu e așa. Era un banc, apropo de... Sperat, dar nu putem spune pe post, știți? Că altfel nu-ți poți explica cum se întâmplă lucrurile astea. Știu cazul unuia dintre ei, din cartierul Precista, care a fost amendat, a fost somat să plece de acolo și ce a făcut? A luat numele de la mașină, mașina e abandonată. N-ai ce să-i faci. Din punct de vedere legislativ, n-ai ce să-i faci. Primăria nu are ce să-i facă. Buletine sau cărți de identitate nu au. Pur și simplu stau acolo. Și vând. Și vând. Și vând. Și vând. Păi, totuși, ai ce să-i faci, că dacă n-are buletinul, poate să vină poliția locală, să-i poliția națională. Măcar atât. Deci, măcar atât. Adică sunt modalități dacă se dorește. Dar cum pepenii sunt o marfă bună în perioada asta, da. Sperăm că e sezon, ca să spunem așa. Bun, să mergem... Consiliul Local să se gândească și la lucrul acesta. Viitorii consilieri. Să mergem mai departe, să vedem ce alte lucruri credeți că ar trebui să se întâmple la piața. De exemplu, a fost un coleg de-al dumneavoastră în emisiune la mine, domnul Șerban, așa, care a vorbit despre un lucru care pare așa sefe în alte părți. Deci în alte țări, dacă te duci și vorbești despre lucrul ăsta, se uită la tine și zice, băi, de unde ai venit? De pe ce planetă? Apă caldă în școli. Apa caldă în școli și... Adică un minim. Minim. Necesar. Acces la igienă, pentru, atât pentru copii cât și pentru cadrele didactice. Apa caldă în școli este proiectul meu personal. Nu l-am gândit. L-am văzut practic la copiii mei și nu doar la copiii mei, la toți copiii care merg în școlile din oraș. Este într-adevăr o directivă sau o lege la nivelul Ministerului Învățământului care spune că nu poate fi folosită apa caldă în școli pentru că s-ar întâmpla accidente. Mi se pare o tâmpenie pe românește, pentru că există atâtea soluții tehnice astăzi în care temperatura apei se poate regla la 30 de grade, la 40, la cât vrem noi. Dar există așa ceva. În 2020 în România există un astfel de... Există asemenea reglementare. Uite, recunosc că n-am știut lucrul acesta. Există, domnul Bănuț. Acum să nu spună lumea că am inventat apa caldă în școli, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, dacă n-ar fi de plâns, ar fi de râs. Dar e de plâns faptul că în 2020 nu avem apă caldă în școli, nu avem toalete la nivelul anului 2020. Încă mai sunt acele... Nu știu cum să le spun, WC-uri, bude turcești în multe școli. Dar sunt școli, încă mai sunt, cu buda în curte. Sau asta, nu mai vorbim. În zona rurală, ba chiar și într-un oraș, dacă nu mă înșel. Da, asta este proiectul nostru. Eu sper ca să nu dureze 4 ani să-l implementăm, pentru că e simplu, este de ajuns să
bugetezi, pentru că școlile sunt în proprietatea municipalității, și este de ajuns să bugetezi în fiecare an, la fiecare exercițiu financiar, bani pentru școli, pentru grădinițe, pentru creșe, nu toate odată, dacă nu se poate, dar măcar eșalonat pe rând, ca în 2-3 ani toate să fie la nivelul ăsta. Nu e investiție mare, de asta spun că e nevoie de voință. Mai ales că, din câte știu eu, în consiliile de administrație ale școlilor sunt și consiliile locale. Și majoritatea au copii, majoritatea trăiesc aici, văd cum evoluează lucrurile. Asta e unul din proiectele noastre. Simplu, nu e un proiect fantezist, nu vrem cine știe ce, vrem doar normalitate, ca să zicem așa. Da, și de aici poate mergem și mai departe și viitorul Consiliul Local va avea grijă ca fiecare școală să aibă pe lângă apă caldă, apă caldă, hai să luăm așa, apă caldă, să aibă și consumabile de calitate în... și nu să le cumpere părinții. Nu. Să nu cumpere părinții săpun, hârtie igienică, perdele, parchet, uși, marcăre și ce-o mai fi acolo, pentru că nu este normal și este chiar și ilegal. Încălcăm Constituția, că ne spune acolo că prin Constituție învățământul este gratuit. Este gratuit, dar așa cum a spus un fost ministru al învățământului, care din păcate a plecat de aici, de pe plaiurile noastre, școala e gratuită pentru elevi, nu pentru părinți. Deci școala este practic... Școala e gratuită pentru oricine, pentru toată lumea care vrea să acceseze sistemul de învățământ din România. Așa spune în Constituție, cum a spus și dumneavoastră. Sperăm să nu mai avem astfel de personaje în următorul guvern și în următorul parlament și nici în consiliile locale. Da. Acum, se pune o întrebare. PMP-ul este singurul partid, am spus-o chiar într-o emisiune cu domnul Gavrilescu, care întreg mandatul s-a aflat la guvernare, cum ar veni. Adică el a fost tot timpul acolo la guvernare. Vine o întrebare logică. De ce PMP-ul n-a încercat în perioada asta să pună în aplicare niște lucruri de genul acesta? Domnul Gavrilescu a explicat. Da, noi am fost, dar am fost puțin, ca să spun așa. Vă rog. E adevărat, am fost. Încă mai suntem în majoritate cu PNL-ul în Consiliul Local. Am fost puțin, doar 3 consilieri din care unul a fost viceprimarul domnul Bogdan Gavrilescu și este viceprimarul domnul Bogdan Gavrilescu. Să fim sinceri, atât am putut, atât am știut. PMP-ul este un partid relativ nou. Alegerile locale din 2016 ne-au adus în postura de a avea consilier local și viceprimar în anumite localități. Și să nu ne ascundem după deget, nici domnul Gavrilescu, nici domnul Apetre, nici domnul Sauciu, când au intrat în Consiliul Local, nu aveau niciun fel de experiență. Chiar dacă dumnealor veneau din privat. A fost greu la început. A fost greu și a fost greu să înțeleagă faptul că administrația locală este plină de chichițe și de piedici pe care nu se văd de la început. Scuze. Așa. Eu sper că am învățat din ele, am învățat cum să le ocolim, am învățat cum să ne folosim de aceste lucruri, iar în mandatul următor, dacă vom obține mai mulți consilieri și dacă vom avea un cuvânt mai greu de spus în eventuala majoritate care se va face după 27 septembrie, să punem în aplicare lucrurile pe care le tot spunem acum în această pre-campanie sau campanie. Dacă acum, în 2020, am avea o scuză de genul că am fost puțin și n-am știut sau n-am înțeles... Sau ce va fi de acum încolo? Ce va fi dincolo nu ne mai scutește de nimic. Pur și simplu trebuie să... Deci mi se pare o atitudine corectă și bărbătească în momentul acesta. Haideți să fim la fel de bărbați și să discutăm și despre parcări. Uite, eu am o problemă cu parcările de reședință. Și parcării în general. Ce se întâmplă? Care sunt, hai să-i spunem, dedesubturile acestei activități? Sunt? Există? Dedesubturi există și nu există. Nu mai sunt dedesubturi. Au fost, eu nu zic că nu au fost. Au fost. Ca în toate societățile Consiliului Local care au activat în perioada 2000-2016, au fost probleme, au fost dedesubturi, au fost oameni angajați fictivi. De ce să ne ascundem după de ei? Toți sportivii care erau pe la Unic și pe la
volei și pe la, nu știu, la fotbal, erau activi. Erau... Da, haideți că erau și sportivi politici. Nu, da, deci eu mi-aduc aminte de celebru... Când am venit, am găsit doi sportivi politici. Deci domnul Dan Vasile Constantin, țin eu minte, că era la un moment dat angajat... Domnul Dan Vasile Constantin a fost, este și fondatorul, unul din fondatorii. Bine, este și acționar, a fost acționar. Și a fost la parking cu două ore. A fost și cu normă întreagă înainte de a veni dumneavoastră. O fi fost. A fost cu două ore după ce s-au întâmplat niște lucruri. A să știți că alea două ore le petrecea la parking. Dumnealui avea acea viză CFG. E o întreagă încrengătură la societățile astea, pentru că se cer anumite atâtea lucruri. Și trebuie să ai angajați. Trebuie să ai angajați sau să unui angajat să-i dai două, trei atribuții de genul ăsta și multe de ele se, dintre ele se bat cap în cap. Adică eu n-am voie să am viza CFG, control financiar de gestiune, nici și viza CFP. Trebuie să ai doi oameni care să fie economiști. Nu găsești într-o societate ca parking 2, 3, 4 economiști. Sunt maxim doi, contabila și încă unul, poate directorul, dacă nu fie. Dar directorul nu are voie. Și atunci trebuie să găsești o... Bun, deci ați găsit sportivi, ați găsit sportivi politici. Am făcut curățenie. Parkingul. Parkingul este într-un fel copilul nedorit, am mai spus-o, al Consiliului Local. De ce? Pentru că societatea Parking este singura societate, mă rog, și locativul, dar mai puțin, care încasează bani direct de la cetățean. Ceea ce te face foarte iubit. Exact. Deci încasează banul direct de la cetățean. Și o să-mi permit să fac un mic joc cu dumneavoastră. Dacă mâine societatea Publicel, să spunem, ar veni pe strada dumneavoastră și ar spune vreau să asfaltez, trebuie să asfaltăm strada asta. Pentru că are grup. Doamne, dă! Dar Doamne, dă! Nu vreau, nu iau banii de la, din bugetul primăriei, vreau ca toți cei 1000 de locuitori care stau pe strada asta să-mi dea câte 200 de lei, că atât valorează lucrarea. 20.000 de lei. Fiecare spune câte 200 de lei jos acum, dăm chitanță frumos și eu asfaltez strada și dau garanție 5 ani pe ea. Ce s-ar întâmpla atunci? Păi, eu vă pot spune, dar nu știu dacă e frumos la emisiune. Nu spune. Cam așa funcționează. Trebuie. De asta parkingul, din acest motiv parkingul... Adică mă gândesc că ar fi greu să dotăm Publiservul și primăria cu atâtea frigidere. Exact. Dar... Și Publiservul, și parkingul, și Salubritasul, și locativul funcționează cu banii noștri, ai tuturor, cu banii din taxele locale. Deci parkingul ia direct banul de la cetățean. Asta e primul. De aici plecăm. Din păcate, legislația spune că parkingul nu poate interveni sub nicio formă în lucrări asfaltice, în calitatea asfaltului și în calitatea parcărului. Poate doar să le vopsească, să le picteze, cum spun unii, și e mai poetic. Da, să le închirieze, să aibă grijă de contract, de respectarea contractelor. Și atunci începem să ne învârtim în jurul într-un cerc vicios, practic. Asfaltul, 80% din asfaltul de pe parcările de reședință este degradat. Majoritatea parcărilor au un covor asfaltic din 2005-2008, perioada 2005-2008. Și mie mi s-ar părea normal că dacă plătesc la parking, să cer socoteală la parking. Dom'le, ție îți dau bani, tu vino și asfaltează. Am o groapă în parcare. Durează luni sau poate un an de zile să repare o groapă în parcare. Pentru că dumneavoastră face sesizare la parking, parkingul transmite către primărie, nu către Publiserv, către primărie servicii investiții. Când primăria consideră că are bani de ajuns, transmite către Publiserv. Odată ajuns la Publiserv, dacă ajunge sesizarea în februarie, nu se face nimic până prin mai, când se dă drumul la stația de asfalt. Și în mai apar străzi, apar obiective mult mai importante pentru Publiserv decât să repare o groapă, să ridice un canal. Atunci o să facă doar atunci când are pauză de activitate. Timp, exact. Din punctul meu de vedere, dacă vrem să avem parcări la nivelul banilor pe care îi dăm, ar trebui ca ori Publiservul să dispară din ecuația asta, efectiv, sau cei de la Publiserv să-și facă o divizie doar pentru parcări, reparații parcări. Pentru că sunt atâtea lucrări de făcut în parcări, sunt 18.000 de locuri de parcare de reședință. Din 18.000, cred că vreo 14-15.000 au nevoie de reparații. Auleu. În afară de astea, de aceste parcări, mai sunt în așteptare peste 1.500 de locuri de parcare, care trebuie asfaltate. Sunt efectiv peste 10 locații unde sunt tăpșane. Nu mai e nimic altceva. Nu mai e iarbă, nu mai e nimic altceva. Nu mai e nimic care să amintească de un spațiu verde sau de asfalt, dacă a fost acolo. Pur și simplu sunt tăpșane abandonate pe care stau 30-40 de mașini în fiecare seară.
Toate lucrurile astea ar genera bani la bugetul local, ar genera, în primul rând, un pic de ordine în parcări. Lumea ar ști unde să își găsească loc în fiecare seară. Apar tot felul de discuții, au fost situații în care efectiv s-au luat la bătaie în parcări, de la un simplu loc de parcare, pentru că a parcat unul mai stânga sau mai dreapta. Încă la noi lucrurile sunt bine, că lumea mai are totuși bun simț. Lumea mai are și faptul că asta arată că acest sistem cu parcările de reședință funcționează. Așa cum el funcționează. Doar că e nevoie de reparații, de investiții și în parcări. Nu trebuie lăsate parcările. Adică faci un serviciu plătit de către cetățean, trebuie să-i oferi cetățeanului condiții pentru serviciul respectiv. Mai ales că acest preț de 142 de lei implică următoarele. TVA-ul pe care trebuie societatea să-l plătească la stat, obligat. E 22 de lei TVA-ul. 10 lei pentru fiecare loc de parcare închiriat. Impozitul pe loc de parcare. Și 40% din venit la Consiliul Local. La Consiliul Local. Ce înseamnă asta? Cifra de afacere a parkingului anul trecut a fost undeva la 2 milioane și 100 de mii de lei. 200 și ceva de 2 milioane? 2 milioane. 21 milioane. De miliarde de lei vechi. Așa. Parking a plătit către primăria municipiului din taxa pe locul de parcare și redevență 1 milion de lei. 10 miliarde de lei vechi, anul trecut. Deci mai aproape jumătate din cifra de afacere. Dumneavoastră știți foarte bine că cifra de afaceri nu înseamnă profit. Nu înseamnă profit, da, așa. Înseamnă veniturile societății. Deci mai mult de jumătate, aproape jumătate a fost către municipalitate. Deci la ora actuală, parkingul așa cum e el, dă bani Consiliului Local. Și nu dă bani puțin. Sau vor fi puțin pentru bugetul primăriei, dar sunt mulți pentru societatea așa cum e parkingul. Practic, în 142 de lei, noi rămânem cu 61 de lei. Bun. Nu că n-am fi vorbit, nu că ăsta n-ar fi un subiect de campanie electorală, dar este. Și așa. Haideți să ajungem și în altă direcție, dacă tot suntem așa bărbătoși aici în emisiune. Haideți să vedem ce se discută în PMP în momentul acesta vis-a-vis de celelalte partide, de programele pe care vin. De exemplu, cum a fost recepționată în PMP candidatura domnului Cuc? Cu multă bucurie. Îmi place răspunsul. Păi, efectiv. Îmi place răspunsul. Toată lumea redacția a început să râde. Cu multă bucurie. Deci nu se putea un candidat mai bun pentru PMP decât domnul Cuc. Și începutul a fost pe măsură. Adică în ziua în care și-a luat dumnealui și-a lansat candidatura, a pus niște fotografii cu șeful dumnealui, cu domnul Arsene, pe Valea Muntelui, pe șantierele de prin județ. Probabil că nu i-a spus nimeni domnului Cuc faptul că Poiana Largului, Hangu, Chirițeni nu sunt cartiere ale municipiului Piatranț. Dumnealui candidează sau spune că va candida la primăria municipiului Piatranț. Eu nu zic că nu e bine ce se întâmplă cu acel drum de pe Valea Muntelui, dar nu are legătură cu Piatraneam și cu ce nevoie are orașul nostru. Probabil că au vrut să sublinieze faptul că este un tip implicat în problemele Neamțului. Foarte implicat este în problemele. E adevărat că este implicat în problemele Neamțului, dar este implicat la nivel de PSD, nu la nivel de... Am înțeles. Deci bucurie mare cu candidatura domnului. Bucurie foarte Cuc. Mare candidatura. Alte bucurii ați mai avut? Majoritatea au reprezentat bucurii. E normal ca fiecare partid să-și aleagă un vârf de lance. Am văzut că și domnii de la PNL și-au găsit candidatul în cele din urmă. Domnul Adrian Carabelea. Domnul Carabelea, dar sper să nu vină și dumnealui cu vreo idee, cu vreun proiect de la fantezist de genul de luni până joi să lucrează, vinerea face meeting, pentru că dumnealui doar ca asta s-a ocupat toată activitatea pe care a avut-o pe raza municipiului. Îi plac meeting-urile, întâlnirile, nu știu. Haideți să spunem că totuși a fost activist civic, a avut o fundație. Are, cred că o știu, cred că mai are. Sens civic, dacă a fost, nu mă înșel, nu mai știu a fost, dacă este. Vom deci vedea. A avut proiecte pe acea fundație. Pe... Știe toată lumea că a avut proiecte pe acea fundație. Probabil că mai are. Dar n-are importanță. Vom vedea cu ce vine dumnealui, cum vede dumnealui. Da, pentru că încă nu a venit cu un program, spre deosebire de alți candidați. Nu a venit cu un program și la fel. Și numirea dumnealui ne bucură, din câte știu eu și...
cred că știți și dumneavoastră, în sondajul intern pe care l-a făcut PNL-ul, dumneavoastră era 2%. Deci să pui un candidat cu 2%... Nu, chiar nu știu că n-am avut spun, acces 2%, la sondajul intern. 2% a luat, dar e ok, dacă așa au gândit dumneavoastră, foarte bine. Nu, pentru noi foarte bine. E de remarcat faptul că aproape toți candidații, în afară de domnul Gavrilescu și... nu știu sigur, domnul Harbuz, dar parcă și dumnealui a fost prin PD la început, toți au legătură cu vechiul PDL, toți vin de pe filiera PDL. Că au fost la gruparea de tineret, că au fost mai mult sau mai puțin vizibil, nu contează, de acolo vin toți. Haideți să vedem așa. Avem pe domnul Enache, care a spus că a fost în PDL, PDL. La un moment dat. Avem pe domnul Carabelea, care a fost în PDL. Avem pe domnul Irimia, da. Care a activat și el un pic în PDL. Da. A fost șeful de campanie a domnului Ghiță. Domnul Ghiță... Doctorul Ghiță, doctorul. Când a candidat dumnealui în 2008-2012, nu mai țin. Am înțeles. Ce vremuri. Așa. Deci, trei în PDL. Nu cred că Harbuz a fost în PDL. În PD. Nu știu. O să vedem. O să-l întreb într-o primă emisiune. Chiar sunt curios. Da, dar acum... Dar a fost sigur în PMP. Da, dar haideți să... În PMP, adică în Partidul Mișcarea Populară. Domnul Harbuz, da. Da. Ceea ce e de bine, nu? E de bine, bine. Până la urmă, adică în PMP e dacă de bine. Dacă mă întrebați pe mine, tot vorbeam de... A vorbi deschis, domnul Harbuz este principalul contracandidat al domnului Bogdan Gavrilescu. Da, pentru că este printre puținii care a venit cu un program. A venit cu un program... Nu discutăm acum. A venit cu un program pe care îl susține. Alții deocamdată doar vorbesc. Nu au venit cu un program. Și într-adevăr, percepția și publică Gavrescu este... Deci percepția publică asta este că... Și Bogdan Gavrilescu și PMP-ul au un program. Am discutat deja cu dânsul. De o parte din el. Probabil când va veni domnul Gavrilescu la dumneavoastră, vă va spune mult mai multe despre cum vede dumnealui lucrul. Fondurile europene și banii care vor veni în următoarea perioadă 2021-2027 vor fi cheia pentru viitorul primar dacă, și viitorul Consiliu Local dacă vor dori să dezvolte. Da, pentru că în mod normal vor exista mult mai multe oportunități de accesare de fonduri europene cu condiția ca cei din conducere să găsească și posibilități de cofinanțare, unde este cazul. Pentru că asta este zic că au posibilități de cofinanțare. Da. Au sigur posibilități de cofinanțare. Domnul Mărășanu, am văzut că ați făcut și predicții. Ca să spunem așa, vă pot numi Pitia de la Piatra Neamț. Pitia, nu, că știți, apropo de un personaj politic numit Piti, știți? Da, știu, îl cunosc. Pitia de la Piatra Neamț. Ce să vă spun? Mă bucur că ați discutat lucrurile tranșant și direct, fără ocolișuri. Mai e rar să vină cineva să spună, da, domnule, uite, în activitatea asta a mea sunt și probleme și trebuie făcut. Direct sau indirect ați adus, hai să-i spunem, critică, deși nu știu dacă e critică, chiar Consiliului Local sau Primăriei, că nu s-au ocupat de asta. Să dea comenzi la timp pentru asfaltările din parcări. Este o atitudine pe care aș vrea să o văd la toți cei care vin aici și spun, da, domne, asta s-a făcut, aici am greșit, aici vrem să facem lucrurile mai bine. Cred că electoratul va aprecia mai mult o asemenea atitudine decât vorbe mieroase, corectitudine politică, știți că noi, că vezi că albul e negru, că griul e alb și că până la urmă totul este un căcăniu perfect. Deci, apreciez această atitudine, vă doresc și dumneavoastră succes, cum le-am dorit tuturor celor care au venit în emisiune și sper să mai dezbatem programele și proiectele de acum înainte, pentru că de asta are nevoie alegătorul ca să poată face o alegere în cunoștință de cauză. Eu vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră pe care mi le-ați spus și mie și inclusiv tuturor celor care ne urmăresc. Am spus-o și domnului Bogdan Gavrilescu. Funcția asta vremelnică pe care o ocup, eu nu o ocup doar pentru salariul pe care îl am. O ocup pentru că vreau să las ceva în urmă. Bine, rău, asta vor decide
organele de control, în speța NAF-ul și au plăcut și asta. Sau Curtea de Conturi, dar nu vreau să fiu un directoraș, un biocel care stă tot timpul cu capul plecat și spune da, șeful, da, șeful. Nu, pur și simplu primarul și viceprimarul nu știu tot ce se întâmplă în oraș. Asta e. Directorii societăților ar trebui să fie ochii primarului și al, dar să fie să... Adică ochii și după aia să fie și ascultați. Și ascultați, da. Sau auziți. Măcar auziți dacă nu ascultați. Da. Bine, vă mulțumesc, cele bune, oameni buni, nu uitați, în câteva minute revenim în direct cu Constantin Iacoban într-o emisiune care sper să vă țină cât mai aproape de noi, pentru că sunt convins că vom auzi lucruri interesante. Ne oprim aici și revenim. Puneți cafeaua din nou la încălzit. Sau faceți altul.